Avem o boxă de bătrâne de reforme, oricare au cât numai câte o țâță, ori spre bătrâne și n-au lapte de ajuns. Și ținem pe ăștia flămânzi, îi aducem de acolo și ținem la ăștia care au prea mult lapte, care nu sunt miei lor. Nu așa facem. Aducem toate oile care cum fată noapte de acolo, din stârpe, cum fată. Le aducem aici fiecare pe fiecare boxă. Băgăm, depinde, 5-10 câte sunt vătate. Și până nu o suge mielul de tot, până nu-i termine tot laptele din pulpă, nu o scoatem afară. Fiecare și seara și dimineața le luăm toate la mână. Care o suge, dăm cu ea afară, o ținem o zi, două acolo, în alea. Și pe urmă, la 2-3 zile, dăm cu ele zburate afară, pleacă pe câmp, nu le mai dă nimica. Asta cu țițele ăștia, când reușește mielul ăsta să ia țița asta în gură? Asta moare de foame și nu mai reușește. Asta trebuie ținut aici deja o săptămână până crește mielul. Spune-mi ce-i cleiul ăsta? Ăsta e cleiul care a ieșit din țâță? Din țâță, da, e grăsimea laptelui, ăla e bun. Uite, cred că nu mai are. Dar ăla e puterea. Trebuie să fii bun de toate aici. Trebuie să fii... În primul rând trebuie să știi să ai grijă de oi. Să grijești de oi, să fie oile sătule și aranjate toate cum trebuie. Trebuie să fii bun și la, nu știu, la toate. Să știi să te descurci, să faci mâncare, să mănânci, să faci de toate. Femeie de servici, trebuie să fii bun să te gospodărești pe tine, să-ți faci un pic, nu știu, un pic rost. Să poți să trăiești cât mai bine, să-ți creezi un mediu de viață cât mai bun. O colibă, o ce faci, orice, să te protejezi. Să ai o țărăminte așa, să-ți faci pentru tine. Trebuie să știi să gospodărești cu oile, cu toate, să-ți faci o țărână, organizat tot, să-ți vie cât mai bine. Altă treabă. Până n-a plecat bănata cu 6 ani, aveam 300 de oi atunci. După ce ni le-o dat, aia că ni le-o dat la fiecare, am avut 300 de oi. Cu 300 de oi le-am ținut acasă pe stabulație, pe saivan, fân și porumb de 700 de milioane. N-am mai socotit ce am mâncat noi, ce am consumat noi. Numai banii lor. Le-am ținut și n-or mers așa de bine. Următorul an m-au zâmbanat cu ele, cu aceleași oi, 300 și ceva de oi, am cheltuit de 27 milioane fân și porumb. De la 700 la 27, care îi spui la unul, zice că bă, omul ăla e nebun, nu e adevărat. Atât am cheltuit toți banii, 27 milioane. Zburate, oile zburate să le-a cu miei mari, care nu le mai duci de grijă, nu le mai controlezi, nu le mai duci nimic. E lar, da. Așa. E lar. Dar miei sunt mici acum, încă nu s-au învățat să mânce, că ce au avea 2 săptămâni. Dar l-am făcut preventiv, ușor, ușor să învață, tot intră câte 5, 10, 20, 30, intră și ușor, ușor să învață.
Foarte ca asta trebuie să o codesc. Voi codiți toate oile sau numai câteva? Nu, nu le codim decât pe ăștia care au pulpă mare, dacă au, își face rană pe pulpă la țâță și nu mai lasă mielul să sugă. Dacă își face rană, nu mai lasă mielul să sugă. Și din ce cauză își face rană? Din cauza lânii? Nu, ia tot felul de mărăcini, scăieți, uite. Îi ia după... A, ia pe lână și se freacă acolo. Se freacă aici, își face rană și...
Normal, le curățăm toate cu mâna, da. Ăștia care au curpă așa mai mare le curim. Dăm pe ăsta la ea. Dă-l din picioare. Da, am văzut că tot aduceți mie din altă parte. Aici soile cu pulpa cea mai bună? Nu. Să zic. O că cea mai bună, dar nu le suc mie, că sunt cruz, au mult lapte și mai avem de ăștia câte un refugiat. Avem o boxă de bătrâne de reforme, oricare au cât numai câte o țâță, ori spre bătrâne și n-au lapte de ajuns. Și ținem pe ăștia flămânzi, aducem de acolo și ținem la ăștia care au prea mult lapte, care nu suc mie lor. Nu așa facem. Ăștia care au lapte mult și nu le pridudez mie, îi țin pe aia. Compensăm dintr-o parte în alta. Am văzut. Iau și pe ăsta. Ha? Pleacă poarta. Poarta. Și dăm el aici. Care e alu' ăla aia? Ăla, asta e boxa cu ui care ăștia au cărat mâncarea pentru ăștia. Ăștia sunt mai rele, au cărat mâncarea la ăștia. Dar au și câte doi. Au și câte doi. Hai altă. Lupa mică? N-au nevoie, numai. Deci oile care au pulpa mică. Da, numai le curățăm, adică toate le curățăm așa cu mâna. De mărăcini, de scăiezi, de toate. Ce să rupe, ce să jumoale, așa. Dar asta zic că e o meserie grea, uite, stai toată murdar, bagi mâna de tot. Ușor nu e. Cine suportă să bagi mâna așa, să stai tot, toată ziua pe murdar? Și altceva nu mai faci la oaia asta. Nu, îi dau să sugă la miel, o cură, dar asta e subte. Asta e avantajul ăștia cu țâțe mai mici, așa. Sug miei singuri. Așa. Asta o băgăm direct în boxă, până mâine. De fapt, până de seară. Până de seară și apoi o țâpi între oi? Da, de seară o punem iară mâna pe ea, ne uităm dacă e subtă. Dacă e sub, zburăm direct afară. Uzi, mă! Aducem toate oile care cum fată noaptea de acolo, din stârpe, cum fată. Le aducem aici fiecare pe fiecare boxă. Băgăm... Depinde, 5-10 câte sunt vătate. Și până nu o suge mielul de tot, până nu-i termine tot laptele din pulpă, nu o scoatem afară. Fiecare și seara și dimineața le luăm toate la mână. Care o suge, dăm cu ea afară, o ținem o zi, două acolo, în alea. Și pe urmă, la 2-3 zile, dăm cu ele în zburate afară, pleacă pe câmp, nu le mai dă nimica. Care n-are lapte, le băgăm aici, luăm, compensăm, da, le băgăm aici la reforme, aici, după ce, care n-au lapte aici, luăm ei și aplicăm la alea care au lapte mai mult. Și oile care au lapte mai mult, chiar nu le scoateți afară până nu în stare mielul să sugă? Și o săptămână și două, am ținut și câte o lună, care oile care chiar au lapte mult, nu le reușește mielul să sugă de tot, le țin, nu le dăm drumul până nu o suge mielul din amândouă țâțele. Că dacă nu reiești să se strice oaia la pupă și n-ai făcut nimic. Asta cu țițele ăștia când reușește mielul ăsta să ia țița asta în gură. Asta moare de foame și nu mai reușește. Trebuie... Asta trebuie ținut aici deja o săptămână până crește mielul.
Și acum e bătrâne numare, dar săraca ce lapte o avut la viață ei. Acum, asta cred că e ultimul an. Nu-ți bune nici așa cu țițile mari, prea mult de mult. O să ușoare de mult, da. Prea greu cu ele. Voi acum ați mers și ați adus miei care au fost fătați acum seara. Care au fătat azi noapte, da. În noaptea nu intrăm în ele. Până dimineața. Care fată. Până dimineața nu intrăm în ele. Ce are, mă? Are dop. Hai de-o, vrei să sugi? Deci lești pe el să sugă, nu-i pui tu în gură, să-i mulgi în gură. Nu, că se neacă, nu trebuie să-i... Lași pe el, își trage cât are nevoie. Trage-l așa ușor. Că dacă eu îi împing acum, se neacă și nu mai fac nimic. Normal trebuie gâdilat aici, dar n-are cine. Trebuie gâdilat sub coadă. Dacă aș mai avea o mână. Și dacă îl gâdil sub coadă, prinde suge, curaj. Suge, da. Și gâdilă și suge. Mi-a culoaie el cu gâdilat sub coadă. Dar uite, suge și așa. Dar sunt care nu sug deloc, chiar dacă mor de foame, ei nu vor să sugă. Dar e interesant cum suge și dacă stă pe spate, vezi? L-ai pus să stea pe spate și el suge. Dar toți așa, jos, toți sug așa. Uite ce miel, e miel frumos, miel mare asta. Da, da. Destul de frumos. Spune-mi ce-i cleiul ăsta? Ăsta e cleiul care a ieșit din țâță? Din țâță, da, e grăsimea laptelui, ăla e bun. Uite, cred că... nu mai are. Dar ăla e puterea. Ăla e principalul, cleiul ăla. Da, am observat că nu l-ai aruncat, i-l-ai dat la el în guriță. Da, l-am dat cu degetul în gură. Ăla e important, ăla are proteină în el. Normal, ălea sunt cele mai bune oi, chiar dacă au lapte mai puțin și majoritatea... Ăștia cu pulpă mare nu prea au lapte mai mult, dar e slab. De alea cu pulpă mai mică, cu țâțele mai mici, au doar clei din ăla, doar laptele galben. Ăla sunt cele mai bune. Mai puțin, dar gras. Calitate mai superioară. Vezi vreuna cu lapte, cam una care n-are lapte. Pâine și n-are foame și nu vrea să suie. O să se învârte el pe partea la asta. Ce mai vrei de la omul? Oaie bătrână cu doi dinți în gură. Dacă mai are și pe ea doi. Deci oaia asta a făcut cel mai mare în el. Da. Și mielul câte zile are? 4-5 zile, o săptămână. O săptămână, ce? Și deodată cu ăștia și ăsta, diferență. Nu era de doi, da. Oricum. Ăla berbe de origine, nu? Miel original, nu? Prostit. Și oaia a fost mare. Acum... Până seara se știe mult. Și mai bine o dai. Și o milică la noi. Și o milică, tot așa e. Mai bine o dai, da. Nu prea bine.
Ia, mă jură mașina. Auto-video, îți făceam și forme dacă era. Ha? Ai făcut și formă? Ăștia n-au... N-avem grijă de ele, doar că din soare. Da, am prins și prin zăpezi și prin ploi. Deci când plouă, vă luați pătura în spate. Sau cum e, solo? Ziua, dacă când le dăm drumul, dar aici nu poți cu solo după. Dacă plouă tare? N-ai ce să faci, prin ploaie așa trebuie oile luate ale cu mii de acolo, băgate aici pe boxă, date să sugă, că mii nu știu, că ploaie, că ninge, trebuie să nu se sugă dacă vrei să trăiască. Dacă nu, ne mai prinzi. Și mai ales atunci când, când plouă, trebuie neapărat să sugă, sau dacă e ger, trebuie să sugă, că dacă nu suge, nu mai prinde seara. Așa de rapid e, poate să cadă. Păi cate dacă nu suge, da. După ce că stă o noapte întreagă ne sub. În caz dacă are oaia țițele mari, nu suge. Să fii bun de toate aici. Trebuie să fii, în primul rând, trebuie să știi să ai grijă de oi, să grijești de oi, să fie oile sătule și aranjate toate cum trebuie. Trebuie să fii bun și la, nu știu, la toate, să știi să te descurci, să faci mâncare, să mănânci, să faci de toate, femeie de servici. Trebuie să fii bun să te gospodărești pe tine, să-ți faci un pic, nu știu, un pic rost. Să poți să trăiești cât mai bine, să-ți creezi un mediu de viață cât mai bun, o colibă, o ce faci, orice, să te protejezi, să ai o țărăminte așa, să-ți faci pentru tine, trebuie să știi să gospodărești cu oile, cu toate, să-ți faci o țărână, organizat tot, să-ți vie cât mai bine. Și țarcuri la oi și toate, să te poziționezi unde trebuie, lângă apă, lângă lemne, lângă... Trebuie să ai o țărână. Capul pe umeri, să fii bun la toate, să ai câte puțin din toate și iarăși cel mai important să știi să fii om unde mergi, să te descurci cu oamenii, să vorbești cu oamenii, să colaborezi, să fii om în lume. Noi chiar dacă mergem numai prin păduri, prin tufe, prin mărăcini, trebuie să, când dai de un om, trebuie să fii om cu acel om, să știi să te descurci cu el, să vorbești să, altfel. Așa, dacă ești jigot de vorba aia, nu faci nimic, n-ai făcut nimic. Trebuie să fii om în lume. Una cu sufa de mai mult, de-aia trebuie, mă, cu spargă, cu facă de-aia. Nu mai pune altă treabă. Tu nu ești calme dacă vrei. Cu laie, bine, să moaie. Poate rămâi frământ. Treaba lui. Pipi.
Fiecare zi le dăm, o dată pe zi, o jumătate de kil. Dar au 15 zile când le dăm, le mai dăm 15 până la 1 martie și asta le rația pe anul ăsta. Dacă nu, va mai ninge, cum ningea până acum de câțiva ani o ninge tot în martie. Dar și dacă ninge, mă gândesc că de unde, să scot din buzunar, să le mai dau lor. Să luptă ea ăștia, să învățate cu traiul, cu chinul. Că ăștia... Ăștia știu să bată. Nu alea ce scot ei pe expoziții și pe... Am văzut că ai aici niște berbeci brez foarte frumoși. De ce nu le mere la ăia? Nu le merge că nu-i oaia brează-i căsuții pe stabulație. Să-i dai să mânce, acolo îi merge bine. O duce bine, grasă, tot cum e. Aici nu, aici am văzut aici, aici de-abia se mișcă. Din... E foarte slab. Nu-s rezistente la câmp ca ăștia le noastre. Mărcușă, oachișă, băle, bă, ăștia-s mama lor. Am un voi, de ce l-ați cumpărat? Ați vrut să schimbați și voi un pic, să ridicați oile, poate, sau oricum aveți oi mari. Am crezut că, na, am zis că, bă, frumoasă la bot, breaza, că e frumoasă, dă-o, e frumoasă, dar nu, tot ăștia-s mai bune, și lapte, și știe să se... Păi se vede, uite, și ce ujuri au și când fată, și păstrează. Știe să mențină, asta roade tot, păi ăsta, porumbul care... Îl mănâncă, ia că le dădui din cât poate un sac rămâne pe jos. Nu le dau pe volei, e mai rău. Aia jos, ce mănâncă? Mănâncă, ce nu, pleacă la câmp și iarbă de asta uscată. Și mai trec pe aici și mai mănâncă? De seara când vin, numai da. Seara. Seara când vin, mai adună. De ce? Deci la voi tot e calculat din câte văd. Deci tot. Noi, că dacă nu calculez, scos tot din buzunar. Și... Nu rămâi cu nimic. De-aia chinuim pe aici, așa, ca să nu cheltuim mai mult cu ele. Noi, anul trecut, din 800 de oi, toată iarna am mâncat 6 tone de porumb, cu 800 de oi. Și alții care au avut câte 500, au mâncat cam 10 tone la 100 de oi. Și asta toamnă le-am dat fum la nas, cum ei. I-am depășit. Noi cu 6 tone de porumb și 800 de oi. Deci, din botă tot. Tot din boate. Numai, dar au stat în continuu... Dar mi-ai spus tu o treabă foarte interesantă. Că aici, în transformație, cheltuiești mai puțin. Și când le-a ținut acasă, ai cheltuit foarte mult. Până n-a plecat bănata cu 6 ani, aveam 300 de oi atunci. După ce ni le-o dat, aia că ni le-o dat la fiecare, au avut 300 de oi.
Cu 300 de oi le-am ținut acasă pe stabulație, pe saivan, fân și porumb de 700 de milioane. N-am mai socotit ce am mâncat noi, ce am consumat noi. Numai banilor. Le-am ținut și n-or mers așa de bine. Următorul an m-au zâmbanat cu ele, cu aceleași oi, 300 și ceva de oi. Am cheltuit de 27 de milioane fân și porumb. De la 700 la 27, care îi spui la unul, zice că bă, omul e nebun, nu e adevărat. Atât am cheltuit toți banii, 27 de milioane. Ei, dar acasă noi am stat la căldură, lângă sobă caldă, pe Banat, cu jocul, ăla-i soba, ăla-i căldura. Și n-am cheltuit, atunci am putut de-a mai cumpăra tuile, că n-am cheltuit cu ele, n-am... Atunci ați putut să vă mai mulțesc turma. Da, da. Deci ați făcut investiții tot în animale. Tot în animale. Nu faceți investiții, să zic, în altceva. Faceți investiții în ce știți voi. Animale și mașină, să avem mașină care să ai cu ce pleca la drum, să ai cu ce te duce de nevoie. Nu telefoane la 80 de milioane. Al meu e 9 milioane, 10 milioane. Așa cum este. Dar nu mă interesează că să am eu telefon de 80 de milioane. Că ceva, dacă scap odată jos sau dă oaia cu cornul la spar și ți-ai luat grijă de 80 de milioane. Oricum e diferență mare, 27 de milioane până la 700, până la diferență 700 mare. Cu același număr de oi. Deci aia a fost învățătură de minte sau? Nu că învățătură de minte, n-am știut, n-am avut cu cine pleca, poate că am fi plecat mai de mult. Dar cu cine să pleci? Dan, ce am fost cu el, el m-a chemat. Atunci au zis, bă, Cristi, hai bă, că nici eu n-am cu cine, hai să mergem pe Banat cu oile, că nu cheltuim atâta, nu, sunt oile bolnave acolo, nu trebuie făcute tratamente, aici tot felul de tratamente, acolo când te duci, nu-i bagi un tratament, nici de pulpă, nici de aenorobiroză, de nimic. Deci la oaia ca ne place afară, în transumanță, așa, să fie ea liberă. Asta iarnă le-am ținut 3 săptămâni pe saivan, când ne-o fătat atunci, în 3 săptămâni ne-o fătat 400 de oi. Le-am dat lucernă și porumb. Nu mișca deloc de lângă saivan. Și a început să moară oile. Și slabe, și-o slăbit. Din lucernă nu mânca decât floarea aia ce-i... numai floarea. E, asta mai bine afară, îi place în câmp, s-a învățat în câmp afară. Roade, scoroabe ca pe deget, mâncă, aia-i... Am văzut că nici scut n-aveți la ele. Nu cred că au nevoie ele de scut. Nu, nu există, la ăștia nu străbă nimic. Asta așa îi place, în aer, curat, să doarmă în... Cum ai spus tu, că le-ai ținut la scut în saivan și au început să moară. Da, au început să moară, să... Foarte interesant. Să moară. Dar dacă le mai țineam o lună, zile, mureau toate, pentru că ele au slăbit. Cât le-am avut de bune, ca anul trecut nu le-am avut niciodată așa de bune. Au fost mult jâr, am stat până în 10 noiembrie cu ele în munte. Nu era nimeni din la 1 octombrie și... Nu mai este nimeni, nici o oaie pe munte. Ai stat în munte? De ce ai mers în munte? Păi era jâr și dacă la noi aici n-ai unde să te duci cu ele, trebuie să te duci, să găsești, să te zbați, să aibă mâncare ca lumea. Și era jâr, era... Să ai mers să se mărlească? Și să mărlească, aia e pe primul loc. Deci să se mărlească oile. Da, să mărlește bine. Și ori avut mâncare, am stat până în 10 noiembrie. În 10 noiembrie am coborât acasă și în 12 o nins. Am plecat aici, am jos nonins. Le-am luat de aici și am plecat pe Banat. Le-am coborât la Severin, Orșova, Herculane și Bozovici. Și am ieșit mult mai bine. Ce am avut pierderea aia, că ne-a omorât lupul pe la 30 de oi, dar... Lupul nu ia la ăla de are găini, tot la ăla care are oi. De unde să moară la ăla care nu are? Sau, cum am vorbit aseară, moare la ăla care le are în cui după ușă? Niciodată. Tot la noi. Aseară am discutat că aveți oi care fată câte doi miei. Da. Ce faceți voi cu al doilea miel? Păi, ce să zic, îi dăm, mi pare rău că să-i tai, să-i dai la câini. Alții îi taie și îi dau la câini. Mulți oameni au animale, au vaci, sau cumpără lapte și zice că, bă, sunt și eu un miel să-l tai de paș, nu mai cumpăr la toamnă. Nu se simte când dai 6 lei sau 7 lei pe litru de lapte, ca și cum ai da 5 milioane pe miel la paș. Și i-a luat și am dat. Aici i-a mai dat și cu bani și fără bani. În Banat, când eram cu ele, le dădeam pe mâncare. Nu le ceream la oameni bani. Le spuneam, mă, ce te lasă inima? Fasole, cartofi, țuică,
vin, varză murată, toate alea. Și îți aducea omul, poate că melul ăla, dacă îi luai 30 de lei, zicea că e mult. Dar îți aducea mâncare de trebuia să-i dai 10.000, nu un miel. Câtă mâncare îți aducea. Dacă o duceai la piață, costa 2-3 milioane. Ai fost mâncare. Și la târcu miei. A fost anul trecut, că dacă am avut în jur de vreo 200 cu 2, n-am știut ce să mai facem cu ei. Am pus pe Facebook, ne-au sunat oamenii care au sunat. Într-o duminică m-am dus cu ei în piață dimineața, i-am suit în mașină și m-am dus. Până 40 de minute într-o oră am dat 30.000 ca pe pâinea caldă, ori zburat. Și acum depinde cum o văz mielul, care o văz mai mare, 70 de lei, 50 de lei, 30 de lei, 1 milion. Totuși contează, da. Pentru că se adună și voi aveți nevoie de bani. Măcar de motorină, de una alta, de alimente. Motorină, mașina consumă, mâncare, se adună bani, să cheltuie, ăștia cheltuie de... Nu poți să stai, bă, chiar dacă stau aici în cojoc. Dar dacă nici aici nu-mi iau tot ce-mi trebuie, noi nu ne tragem de la nimic. Dulciuri, sucuri, nu ne lipsește, semințe toată ziua. Deci aveți de toate. Da, nu avem treabă cu nimic să ar fi culmea să-ți tragi și de la gură acum, da, la cât muncești. Înseamnă că mai bine pui sfoară acolo și îți iei viața. Păi pentru ce să mă atrag? Pentru mine? Și vreau să te mai întreb ceva. Bun, ați spus că ăia din doi îi dați unul dintre ei, dar mai și lăsați? Lăsăm, dar puține lăsăm. Anul trecut am avut 40 cu doi, le-am oprit. Le-a mers bine, o făta mai târziu, le-am ținut separat, pe lucernă și porumb, ori mâncat și când am văzut că încep să moară, s-au constipat. Noi trebuia să le fi dat paie și porumb cât vor. Noi le-am dat porumb cât ori vrut și le-am dat lucernă verde. În stomac, când le-am tăiat pe alea care au murit, să vedem ce s-a întâmplat cu ele, s-au împetrit, s-au făcut ca bolovan, luai și spărgeai capul la un cât s-au întărit. Și atunci nu le-am mai oprit, le-am și scos, am și plecat cu ele, le-am dat așa cu doi, și de Paști, că noi nu tăiem ei de Paști, nu vândem de Paști, pentru noi, pentru ce am mai avut noi, am tăiat numai de doi. Și am ieșit, nu mai rămas nici oaia starpă, o ținut mielul toată vara, o văz bine. Și voi consider că vă mai lăsați așa din doi ca să mai tăieți și peste vară și în transumanță când sunteți? Nu, pe vară pentru noi, dacă ieșim la munte la vară și mă, mi se pune să tai un miel, mă bag care îmi convine, mi-a unul, tai, nu mă uit că... A, că ăsta e prea mândru, prea frumos, că e prea gras. Tai ceva ce e gras și e bun să mănânc. Ia, ce să... Dacă nu trebuie să te abții de la gură. Alții sunt care povestesc fel și fel de ciobani, că bă, pe ăla nu îmi dă mâncare, îmi dă cu porția și pâine și brânză și șuncă. Păi nu poți să-i dai, frate, după ce că stai aici așa și să-i dau eu lui Neaculeaie, să-i dau șuncă, ia atâta, că cu porția. Să mai avem și mâine și pui mâine. Ia, tata, cât pot să mănânc și mănânc. E, da, mi pare rău și mie dacă văd că Iașa își bate joc să dea la câini. Păi mă, ia-o să mănânci tu la sau că nu muncește. Da, ia-o să mănânci, poți să mănânci 2 kg slănină pe zi. Dar să mănânci tu, nu la câini. Că am avut și ce bani de ăștia care lua slănină și o dădea la câini și cârnați și tot ce era de... El, nu mânca el pe cât dădea la câini. Dar noi nu i-am oprit niciodată. Mulți povestesc, dacă vorbești cu câte unul, cu câte altul, spune că, bă, să nu te duci la ăla la oi, că ăla îți dă pâine la porție, ăla îți dă șuncă la porție. Dacă și aici mai mănânci la porție, a, păi, tată, vândile... La câtă muncă îi, trebuie să mănânci ca să reziști, să ai energia necesară. Ce-am vrut să spun? Tu, acum le-ai dat mălai. Cât le-ai dat la oile astea cu miei mălai acum? Pe cap, cam cât s-ar veni? De chir. Un jumătate de 500 grame. Nu, la ăștia 700 grame. 700 grame. La care trebuie să fete și stărpile noate din berbecii, le dau 500 grame. Dar le dau la toate până la întâi. La întâi nu mai dau la niciuna. Doar le-am făcut acolo melarul la mii. Dacă s-o vă învăța ei să mănânce, acum totuși sunt cam mici. N-au ce să poți să mănânci ei. Dar le băgăm lor cât om sta aceea, le dăm să mănânce numai ei, la mii. Da, ele nu mai au nevoie de poruncă. Sara vin sătule să joacă. Apoi exact cum e ăla pe TikTok spune că
Ce o aveam, mă, de bea atâta apă? Beau apă ca au după ce să bea. Așa sunt cu noi. Hai, ce e lucruri greu, dacă nu știi ce trebuie să faci la animal, nu poți să fii tu. Degeaba toată lumea are ui și când auzi că, bă, când plecă ciobanul, că vând doile, că n-am cioban. Bă, uile nu le poți ține, că să țin eu uile aici și eu să stau acasă, pe la birouri, pe la piscine, pe la alea. N-ai, niciodată nu vei face oaie, pentru că ciobanul niciodată nu va spune, bă, muri fătă oaia și aruncă mielul, nu-l găsă, sau îl dă pe țuică, pe vin, pe beutură. Ia mielul de la oaie, o lasă oaia starpă și îl dă pe beutură. Și nu și-ar da interesul cum vi-l dați voi, că văd. Nu, niciodată nu-și va da ciobanul interesul cum ți-l dai tu. Că lucrați până la epuizare, am văzut, deci până nu mai puteți. De dimineața la 6 până seara la 8, pe negură, noi atunci terminăm cu ele. Venim târziu cu ele din câmp, ce să... Măcar atâta lucru, să stea ziua dacă până nu le dăm și nu o mănâncă. Le-am dat lucernă la ăștia, până nu le-am împreunat, am avut 170 de ui. Le-am dat un balot de lucernă de la deal mare, până nu au mâncat nici jumate din el. Și le-am ținut închisă, seara le-am mai dat unul și noaptea, toată noaptea au plecat. Azi noapte, poate că ai văzut și tu că uile n-au mai mișcat ce au mâncat din câmp. Nu le dau fân, nu le dau lucernă, nu le dau nimic. Porumb și atât. Să paia uscat. Vreau să te întreb un lucru. Oile au lapte? Au. Suntem foarte mulțumiți. Ai spus că ai fost pe Banat și acum sunteți în Oltenia. Unde au avut oile mai bun lapte și mai mult? Banat. În Banat au fost mai bine ca aici. Mai altfel de zonă, altfel de... Nu-mi imaginez de ce... Acolo aveau lapte și acum au, dar nu au ce aveau acolo. Și acolo nu le dădeam porumb. Acolo groasele, stărpile, nu mânca niciuna porumb. Doar când era fătată, mânca porumb 2 săptămâni, 3 săptămâni și atât. Că de-aia le-am ținut cu 6 tone de porumb, să ții 800 de oi, le dai într-o săptămână la toate, le dai 6 tone de porumb. Vezi tu, eu consider că și dacă n-ai ajutat-o tare mult pe țurcana asta, ea știe să-și caute de mâncare și să-și producă laptele necesar pentru ea miel. Ea să-ți bate pentru ea. Cel puțin de la... Dar soiul ăsta. Da. Soiul ăsta. Breaza nu, breaza... Soiul ăsta care să știe să supraviețuiască și să umble și să coate. Știe să se zbată pentru ea, că cel puțin de la 3 încolo, după masă, de la 3 încolo, să fie mama ei, că dacă nu îi scapă să mănânce și pământul, că știe că vine sara și ea n-are plinul la burtă. Și o vezi că se așează și stă și nu mai alege că aici e verdeață, că acolo nu-mi place. Merge cu totul. Știe că vine noaptea și nu mai are ce mânca. Să-ți bat pentru ele, că știu că asta li-i soarta. S-au învățat așa, avem 6 ani de zile. Exact cum spus ei, le-am ținut la Sevan. O și slăbit și lucernă cu porumb. Și-o slăbit de 2 ori mai mult ca în câmp afară, numai cu porumb. Acolo le ținea numai porumb și lucernă, așa s-au învățat. Ăștia nu, afară, îi place libertatea să fie în câmp, să doarmă, să o vezi că doarme ea unde și alege ea locul unde vrea. Nu, când ai băgat-o pe stabulație, una peste alta, grămadă. Și oile curate, uite ce curate sunt, frumoase. Curate! Lâna stă bine pe ele, puteți da. Să o și vindeți, dacă ați avea unde. Mai vindem la container, plătim să o dăm la container. Nu mai întreabă nimeni, nu mai caută nimeni. În trecut, ați avut unde s-o dați? De mult, când eram noi mici. Când eram eu, aveam eu 10-12 ani. Știu că o dădea, părinții noștri o dădea, dar acum nu mai auzi pe nimeni. Și dacă mai este o femeie de la Sibiu, una Nela, vine să ia lâna cu 20 de bani kilu sau cam așa ceva, 20 de bani, 50 de bani, nu știu, cu 50 de bani. Dar din 800 de oi îți alege de nuția 200 de oi, pentru că ea numai ce deasupra. Și când vine, îți umple saivanul de lână, că ea ți-o rupe toată să-și aleagă numai ce-i curat, să nu mai ia mult de muncă. Apoi mai bine o iau toată la grămadă, fac o groapă, un grop, sau la container n-ai unde să o duci. Am dus-o pe terenul nostru, acolo,
depozitat acolo. N-ai unde s-o dai. Nu te întreabă unul de ea. Bă, ai lână sau ai piei de miel. Și pe când v-ați hotărât așa să le tundeți? Depinde de vreme? Depinde de vreme, dar noi cam după 20 mai. Așa le tundem. Atunci, săptămâna aia, mai până la 1 iunie, noi numai atunci, de câțiva ani de zile. Pentru că dacă le tunzi în vreme, uite, mai sunt ploi de ăștia geroasă, imediat oaia e răcă, răcește, oaia n-au mai îndrept. Și nu le tundem până târziu. Ploi răci la noi acolo la Conac, e zonă înaltă, unde ne ducem primăvara când ieșim atunci, în mai, la 1 iunie, sus, e sus, ploi, torențiale de alea răci, prins, cum a fost asta primăvară. În primăvară am avut 2 săptămâni de ploaie, 3 săptămâni, numai ploaie, și o ploaie de aia răce, nu îți mai ardea de nimic. Câteodată ne mai vine și nouă, dă hot dracu, o dau și, că nu mai reziști, o iei cu capul, nebunești. Da, uite, mai nebunești, îți mai revii. Vă încurajați unul pe altul. Da, ne dăm... Mai trage câte o speranță. Hai mă, că anul ăsta poate ne dau la primărie, ne dau teren. Trecu anul, nu? Trebuie să vă dea, pentru că sunteți tineri și voi vreți să duceți mai departe tradiția asta și să creșteți animale. Și musai, trebuie să primiți teren. Musai. Musai, eu știu că așa este. Ar trebui, bă, să aibă care muncesc și care vor să facă. Voi sunteți tineri, mă. Și care să chinuie, să... Voi cred că de acum înainte, dacă ați primit și teren, pentru că v-ar ajuta mult să nu mai stați atâta în transumanță. Noi și voi ați duce poate până la bătrânețe meseria asta. Noi treaba asta tot o vom face, chiar dacă dă, chiar dacă nu dă. Le ținem până ajungi să mergi în genunchi. Chiar dacă numai să te blocheze cumva, chiar să nu mai ai nicio posibilitate să le ții. Da? Le țin, muncesc la mine, muncesc pentru mine. Nu mă duc să muncesc la altul. Cât faci, știi că e a tău și exact, poți. Exact, din puțin ăla mult care este, știi de unde să cheltui, știi de unde să te tragi. Le știi toate cum sunt. Și vezi și ești tânăr și tu ai fost în afară și ai venit aici și ți-ai pus toată speranța aici în țară. Și se poate, cât rău așa cum e, dar mereți înainte, văd. Mereți înainte, poți să-ți întemeiezi o familie. Tot înainte. Iar că avem noi în fiecare an, am tot oprit, peste 100 de meluțe. Toate noiți. Da. Anul ăsta am oprit 170 de meluțe. Anul trecut. Da, asta toamnă. Când i-am dat, am oprit, am ales ce ne-a plăcut și am oprit 170 de meluțe. Acum... Meluțele de anul trecut s-au mârlit? Unile da, unile nu. În hlan am avut, ne-a vătat 60 din 120. Ne-a vătat 60 de meluțe. Care alea nu trebuia să fie. 60-70 ne-au fătat. Dar ele n-ar trebui să fie de noatime, n-ar trebui. Pentru că rămâne mai mică, nu-i mai merge cum ar trebui să-i meargă. Și automat, noi ne-am zbătut tot că să fie... Mă, să fie curată, să fie frumoasă, să, când treci cu ele prin sat, să zică lumea că, bă, uite ce oi faine. Nu zice, mamă, ia uite-și pe alea cu rablele alea de oi. De-aia stăm la ele. Și... Deci e o mândrie și pentru voi să aveți oile frumoase, mai ales când veniți acasă, să se cunoască că ați fost plecați și ați muncit pentru ceva. Nu ne place... Nu, no, dacă-s răle, da păi la lume, că s-o vezi rasă, nu poți să aia, facă. Nu vă place la voi, da păi la da, oameni. Da păi la altă lume. Că la oameni oricum nu le convine, nici cum. Chiar și dacă le-ai bune, unii zic că, mamă, ce oi rele, chiar dacă-s bune, că-s invidios. Mm-hmm.
Scoatem ce le scoatem de pe box de acolo, după ce sug miei, după ce le sug miei de pe box de acolo, le scoatem afară două zile, știu, depinde cum crezi miei, cum le merge. Le țin două zile așa pe afară și apoi le băgăm în zburate, în alea le multe. Am înțeles, deci aici sunt miei care, și oile, au fost și o parte din ele care le-ați băgat dimineață între ele. Care... miei care au reușit să sugă toată pulpa. Tot laptele, da. Așa. Le-am băgat aici, le scoatem afară. Care toți miei care sunt mai viteri, mai dârji așa, sug. Îi scoți afară, îi scoatem afară și îi ținem 2-3 zile pe afară, apoi îi dăm cu ei zburate. Deci astea nu le mai băgați înăuntru astăzi? Nu le mai băgăm, nu. Doar diseară. Azi nu, stau toată pe afară pe aici. Și nu se duc de aici? Separat. Nu se duc de aici? Nu se duc. Ne mai uităm de ele. Stă frate, eu ghele, bă, ce? Mare grijă de el, dar nu stau pe mie, că mie sunt mie și nu merg, stau aceea pe mie. La apă și mănâncă și ele ce găsesc pe ce. Și abia, poate abia nu le băgăm, 2-3 zile le băgăm în alea. Dar mâine mai băgăm aici iară, și mâine și... Da, da, să tot adaugă. Da, da. Când se adună 50-70 le băgăm. Da, stau acolo, nu au făcut, nu aveți făcut cociuie înăuntru. Adică unde să le puneți fân? Ba da, și nu e de ajuns, nu avem pentru toate și când se adună așa multe, nu avem loc să le punem la toate. Dar totodată scoatem afară să obișnuiască să meargă, când ne băgăm în zburate să știe despre ce e vorba, să meargă pe afară. De-aia scoate, să obișnuiască pe afară, să alerge, fie să-și caute mamele lor. Spune-mi ce înseamnă zburate. Foarte multă lume poate nu e obișnuit cu termenul ăsta. Zburate, oile zburate să lea cu miei mari, care nu le mai duci de grijă, nu le mai controlezi, nu le mai duci nimic. După ce dată îl suge mielul, nu mai... Așa zicem că se zboară. Când o suge mielul, e zburat, gata, zboară afară. Nu mai duci de grijă, până nu mai e grija lui deloc. Și ălea zburate, din ce tot bagi, miei cresc ălea zburate. Care sunt mai mari, aia așa zicem noi, că zburate. Da. Se zboară. Le dăm niște pastiluțe din ăștia de la Oxifram. Pentru diaree, pentru toți miei care cum au diaree, le dăm. De la laptele gras fac? De la lapte mult, nu de la laptele gras. Ah, de la laptele mult. Da, care au oile mult lapte. Și câte? Eu știu, e și o boală și un microb și... Și câte le dai? Două. Și cu o pastilă la 10 kg, dar eu îi dau două. Fără nu cred că le face. Îi bagi pe gât și gata, nu mare treabă. Uite, o pierdut. Dar în câteva ore nu mare treabă. Se face bine. Că e și flămând. Din cauza asta. El nu mai suge acum. Dar își revine. Îl doare și pe el burta, clar. Da, doare burta, îl doare. Are probleme. Păi ia! Ce am muncit, ce n-ai să mai faci? Am un mielar la mie. Mielar îi spune? Mielar, da. Așa. Mielar. Dar mie e mici acum, încă nu s-a învățat să mânce, că ce au avea 2 săptămâni.
Dar l-am făcut preventiv, ușor, ușor să învață, tot intră câte 5, 10, 20, 30 intră și ușor, ușor să învață să... Deci ați pregătit dinainte, da, să fie făcut. Dinainte și ușor, ușor, mai mănâncă, bagă și nasul acolo prin boabe și când cresc mai mare un pic, că e deja la 3 săptămâni în sus încep să mănânce. Dar am băgat să se învețe, am și avut un pic timp liber, o zi, hai să nu stăm degeaba, să facem. E bine să-i ajut, să le dai un pic de mâncare, să-i ajut, că după ce că oile nu prea au ce mânca pe aici, măcar... Și să învață ei, intră ei după aia? Să învață ei singur, nu avem treabă. Să învață ei. Dacă intră 10, mâine 20 și tot așa, și intră unii după alții. Am văzut că l-a făcut foarte interesant, adică poți să intri din toate direcțiile și au multe locașuri de a intra. Păi da, da, așa e bine, să intre de pe mai multe părți, să poți să intre. Și ne-am ce le dați la miei? Ne-am descurcat și noi că am putut porumb. Numai porumb? Doar boabe? Boabe, da. Doar boabe. Dar ei poate să le macine? Adică mai să macine, le mănânce? Mănâncă și, da. Mai bine de, le măcinam înainte, dădeam huroi așa și făină mai mare, da? Alegea tot ce mai mare, tot boabele mai întregi și făina o lăsa, așa. Deci mai bine le dăm boabe întregi și... Ele sunt bune, alții le dau granule, le dăm, nu le dăm. Porumb și atâta, să fie sănătoși.